Avocații trag un semnal de alarmă asupra problemelor pe care le întâmpină în desfășurarea activităților și au decis să-și întrerupă activitatea pentru o zi. Ziua în care justiția nu există a fost stabilită pentru miercuri 4 octombrie, zi în care avocații vor depune la instanță cereri de amânare a dosarelor, fiind prezenți doar în cauzele urgente. Campania O zi fără avocați, ziua în care justiția nu există, este o campanie pentru apărarea drepturilor avocaților, supuși unor provocări și disfuncționalități continue în exercitarea misiunii de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor. E o formă, cum să zic, prin care avocații nu intră mâine, cei care doresc, că nu putem obliga pe nimeni, în cauzele unde au termene fixate, cu excepția unor cauze unde care au un caracter urgent și nu, acolo nu putem să afectăm, să zicem așa, desfășurarea procedura judiciară. Ziua fără avocații din 4 octombrie va fi dedicată comunicării problemelor cu care se confruntă avocatura, iar avocaților li se recomandă să formuleze cereri de amânare în dosarele cu termen la acea dată.